Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Sien. Astăzi am venit în cabinetul stomatologic al doamnei doctor Loredana Laprigoană. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Și povestim despre cum ar trebui să desfășoare în mod ideal interacțiunea între medicul stomatolog și copil. În primul rând, vă rog să-mi spuneți de la ce vârstă ar trebui să se intereseze părinții să vină la un stomatolog? Vârsta ideală ar fi, bineînțeles, în momentul când erupe primul dințișor, și primul dințișor erupe la 6 luni, știu că pare foarte precoce, dar din acel moment fiecare părinte ar trebui să știe cum să managereze situația pe mai departe, cum să reușim să facem o igienă bună încă de timpuriu. Când ar trebui să înceapă să se spele pe dinți copiii? Începând de la primul dințișor. Deci pastă, periuță, începând de la primul dințișor trebuie. Bineînțeles, cantitatea trebuie adaptată în funcție de câți dințișori avem, dar de la primul dinte, adică în principiu primul dinte crește la 6 luni, nu este o regulă, fiecare are o perioadă de erupție proprie, dar vârsta este de 6 luni, cam atunci erupe. Copiii se cer foarte independenți de la vârste fragede și vor să se spele ei pe dinți. E în regulă să-i lăsăm pe ei sau ar trebui să-i spele părintele și copilul doar să se joace? Părintele are un rol foarte important aici. În principiu, ideal și dorim să supraveghem copiii de fiecare dată când se spală pe dinți, cam până în jur vârstei de 7 ani. Până atunci considerăm că îndemânarea lor nu este atât de bună încât să realizeze o igienă corectă și trebuie supravegheați până la acea vârstă. Dar trebuie încurajați să se spele singuri. Adică noi îi putem, le putem arăta, le demonstrăm și îi verificăm. Eventual, la sfârșit, putem să completăm noi un periaj ca să știm că am făcut cât se poate de corect. Dar, bineînțeles, ei doresc să fie independenți și chiar le place și îi îndemnăm să se spele singuri pe dinți, doar să îi verificăm. Sunt părinți care se plâng de faptul că nu reușesc să-i convingă pe copii să se spele de bunăvoie, iar ceea ce ar trebui să fie normalitate se transformă într-un antiritual. Păi da, nu trebuie, bineînțeles, ca orice altă măsură de igienă, nu trebuie să fie o povară pentru copil. Noi trebuie ca să explicăm că e o normalitate, adică așa cum ne spălăm alte părți ale corpului, trebuie să spălăm și dințișorii și atunci facem în așa fel încât să pară ceva normal și cu cât începem mai precoce, deci cu cât începem să-i spălăm de mai mici, lor le devine un obicei și atunci ei nu vor considera ca ceva obligatoriu când deja sunt mari și nu reușim să mai introducem anumite subiecte noi în viața lor. Și asta e o... Mai ales că pastele de dinți sunt de diferite gusturi și trebuie să încercăm în așa fel încât să facem să ne apropiem de preferințele copilului. Unii copii nu suportă gustul mentolat, alții vor dulce, alții vor gusturi de fructe. Trebuie să găsim acea metodă în care să-l atragem pe copil cu cât mai multe posibilități, periuțe rotative, sunt acum cu tot felul de desene. Să facem în așa fel încât copilul să fie atras de a se peria pe dinți, nu a considera acest aspect o povară. Există vreun truc, vreo chestie minune care să funcționeze pentru oricine? Ca și periaj, sincer, cred că pur și simplu trebuie să fie o legătură bună între părinte și fiu. Nu cred că există trucuri. Cât de bună este înțelegerea între părinte și copil, atât de bine va fi și pe viitor comunicarea lor în acest sens. Nu avem pastile minune, nu avem trucuri minune, bineînțeles... Psihologia părintelui, cu cât este mai bine dezvoltată și cu cât reușim să managerem mai bine copilul, vom reuși și în situații de igienă dentară. În cazul în care copilul nu se spală așa cum ar trebui, părintele nu insistă, apar cariile. Și atunci, vrând nevrând, ajung în cabinetul stomatologului. Un copil care colaborează probabil este unul ideal, dar sunt copii pe care trebuie să-i convinge și trebuie să duceți muncă de lămurire. Cum reușiți? Avem noi secretele noastre, probabil. În principiu, copiii trebuie de la început aduși, de la început, eu zic că o vârstă ar fi bună undeva în jur de 2-3 ani. Mă, bineînțeles, așa cum am zis, prima vizită ar trebui să se facă la 6 luni, dar în ce sens? Mai mult o vizită de instructaj a părintelui, cu ce trebuie să facă, cu ce măsuri de igienă, cu ce măsuri de dietă alimentară, dar
propriu zis, așezând copilul pe scaun și să încercăm să ne familiarizăm cu el, trebuie să se petreacă în jurul vârstei de 2-3 ani. Și atunci încercăm, îl familiarizăm cu aparatura, cu medicul, cu cabinetul, nu încercăm să-l forțăm din prima cu manopere și preferabil e să vină părinții cu copii doar când, nu doar când au probleme, deci să nu fie prima vizită în momentul în care apare deja o căriuță. Vizitele ar trebui să fie profilactice, înainte de a avea probleme, pentru că atunci când copilul vine și deja are o problemă, probabil utilizând toate ustensilele și aparatura noastră, îl vom speria și nu asta ne dorim. Eu știu că aveți pacienți foarte cooperanți și astăzi avem o mostră de interacțiune ideală între medic și micul pacient. Mic nu e chiar mic, are 9 ani pacientul de astăzi. Da, avem un pacient de 9 ani, este pacient mai vechi al cabinetului, el vine de undeva în jur de la vârsta de 5-6 ani la noi. A venit periodic, am început cu sigilări, Cristian are toți molarii de 6 ani sigilați. Și am făcut și plombițe colorate, am mai făcut deja, avem extracții de dințișor de lapte, deci e un pacient care vine periodic la controle, așa cum trebuie. Am făcut instructaj de la prima ședință, controlele trebuie să fie odată la 6 luni și ei se țin de controle periodice. Haideți să vedem ce zice și Cristian. Îți place la stomatolog, Cristian? Da. Frumos. Îmi place. Emoții ai când vine la noi? Da. Deja te-ai obișnuit, așa? Da, din 2015 e ceva. Mulțumesc. Așa cum am zis, Cristian e un pacient care, fidel, care vine periodic, așa cum trebuie să vină. Nu așteaptă să apară căriuțe și dureri. Acum mici căriuțe mai apar pentru că este inevitabil. Copiii mai consumă dulciuri, mai au defecte în ceea ce privește periajul. Nu facem un periaj perfect, oricât de mult instructăm. Și astăzi ne-am propus la Cristian să-i facem o plombiță. Cristian, așa cum vedeți și dumneavoastră, are tot felul de plombițe colorate la noi și sigilări ale măselelor definitive, măselele de 6 ani. Bun, și astăzi ne-am propus să-i facem o plombiță pe acest molorel. Este un molorel de lapte și pentru că încă nu este perioada de înlocuire, atunci o să-l mai plombăm. Iată, dragi telespectatori, cum un copil liniștit și-a văzut o jumătate de episod de desen animat, are o plombiță nouă și un medic care a putut să-și facă treaba liniștită. Da, așa este, Cristiana. Este un copil excepțional. A stat tare cu minte, am reușit să facem o plombă dintr-un material fotopolimerizabil. E o intervenție mai pretențioasă ca și plombițe la copii și la copiii care stau liniștiți ne permitem să o facem. Este mai de durată, eliberează flor, se întărește imediat, deci multiple avantaje pentru copii liniștiți. Pentru copii liniștit și care a venit la timp la medicul stomatolog. Dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși! Să ne revedem cu bine!